Hei, hai. Ușor. Pompierii buzoieni au intervenit în localitatea Mărunțișu din Buzău pentru degajarea unei persoane surprinsă sub un mal de pământ în timp ce efectua lucrări la o fântână. Pentru extragerea bărbatului, echipajele ISU au făcut săpături întrucât victima era acoperită în totalitate de pământ. În cele din urmă, bărbatul în vârstă de 36 de ani a fost scos conștient. Bărbatul a fost preluat de echipajul medical pentru investigații.